continuă activitățile de prevenire a elevilor. Astfel, ieri, polițiștii Compartimentului de Analiză și Prevenire a Criminalității împreună cu Centrul Județean de Resursă Educațională și de Asistență Psihopedagogică s-au deplasat la școala gimnazială Broșteni, unde au desfășurat o acțiune preventiv-informativă a elevilor. Obiectivele acțiunii au constat în prevenirea consumului de droguri, a traficului de persoane, a delincvenței juvenile, a influenței grupului de prieteni și modalitățile de autoprotecție în diverse situații, cât și a comportamentelor de risc pe internet. Cu ocazia întâlnirilor au fost prezentate filme educative, exemple din cazuistică, sfaturi preventive, purtându-se discuții interactive. Prezentarea exemplelor din cazuistica poliției, în care au fost implicați minori atât în calitate de victimă cât și în calitate de autor, a reprezentat unul dintre punctele de interes, ocazie cu care atât cadrele didactice cât și elevii au adresat multiple întrebări. În aceea zi, polițiștii compartimentului de proximitate au realizat o întâlnire cu un grup de elevi din cadrul școlii gimnaziale Petru Dumitriu, ocazie cu care au fost transmise recomandări cu caracter preventiv referitoare la faptele antisociale comise de către elevi sau împotriva acestora. De asemenea, polițiștii orașului Strehaia și departamentul 6 de jandarmi din Strehaia au efectuat o acțiune în cadrul liceului tehnologic Matei Basarab din orașul Strehaia, activitățile constând din discuții cu elevi și având un caracter interactiv cu privire la cauzele și problematica delincvenței juvenile, criminalitatea informatică și respectarea regulilor de circulație în zonele adiacente unităților de învățământ, făcându-se recomandări privind riscurile la care sunt expuși minorii. La întâlnirile a participat un număr de 38 de elevi, iar scopul acțiunii a fost acela de prevenire a delincvenței juvenile și a victimizării elevilor. Astfel de activități au avut loc și în localitatea Căzănești, acolo unde polițiștii postului de poliție din comună au desfășurat o acțiune preventivă la școlile gimnaziale din satele Severnești și Căzănești, prezentând materiale referitoare la delincvența juvenilă, prevenirea traficului de persoane, al consumului de droguri și nicotină și siguranța tinerilor în mediul online. În cauză au fost prezentate exemple de cazuistică ale poliției în care au fost implicați minori atât în calitate de victimă cât și în calitate de autori, activitatea fiind una cu caracter interactiv.